Deficit de forță de muncă uriaș în Ministerul de Interne, de peste 22% din totalul de posturi ocupat, nici la școlile de agenți de poliție se pare că nu mai vine nimeni. Așa au ajuns să fie mai multe locuri decât candidați la școala de poliție din Câmpina. Surpriză sau nu, mai mult de jumătate au picat la probele fizice. Discutăm despre acest subiect împreună cu domnul Mihai Slat, este vicepreședinte al SNPPC. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Domnule Slat, pe de-o parte vedem că sunt mai multe locuri decât candidați la școlile de poliție, așa s-a ajuns după probele fizice. Pe de altă parte vedem că sunt tineri polițiști care se pensionează la 25 de ani din sistem din cauza depresiei. E clar că vă confruntați acolo cu un deficit uriaș, o arată toate datele. Ce strategie există la nivelul MAI astfel încât să umpleți aceste goluri? Într-adevăr, din păcate, sistemul ăsta de management resurse umane este deficitar, suntem într-un colaps, suntem cumva pe marginea prăpastiei. Au fost inițial doi candidați înscriși la școlile de poliție, acum deja la două dintre școli, la Câmpina și la Cluj, sunt mai puțin candidați decât locurile care vor participa la concurs. Au scăzut media de admitere de la 7 la 5 și să nu uităm că mai avem o probă de triere, respectiv evaluarea medicală. Abia la școala de la Cluj avem 1,1 candidați pe locurile scoase la concurs. Este clar că nu mai este atractiv deloc acest sistem. Sunt prea multe probleme. Din fericire, domnul Ciolacu a înțeles câteva din aceste aspecte și a început să stimuleze cumva acest sistem de apărare, ordine publică, securitate națională. Să nu uităm că la MAPN acum admiterea se face doar cu buletinul, se face prin concurs de dosare, nici măcar nu se mai dă acel concurs și doar trebuie să îndeplinești acele bareme medicale, psihologice și fizice. Este o problemă de sistem, până la urmă trebuie rezolvată această problemă, pentru că la baza societății trebuie să stea nevoie de siguranță, securitate. Avem nevoie de o țară sigură, avem nevoie să fie atractiv acest sistem. În același timp, spuneați dumneavoastră despre acele cazuri sau despre acel dosar deschis cu polițiștii care s-au pensionat sau militarii, jandarmi, pompieri. Sigur că și în sistem să știți că sunt multe probleme și sunt suficiente cazuri în care polițiștii s-au pensionat pe cazuri medicale, pe invaliditate, pe ab limitat. Sunt anumite grile foarte clare definite și anumite bareme medicale care dacă nu le mai îndeplinești, ești scos la pensie prin trecerea în rezervă, până la urmă pot să ancheteze, nu știu dacă vor găsi ceva ilegal acolo, pentru că poate sunt doar suspiciuni, dar numărul acesta mare de cadre din MAI care se pensionează trebuie să lasă un semn de întrebare cu privire la condițiile de muncă, cu privire la stresul de la muncă. Să nu uităm că am avut din nefericire destule cazuri în ultimii ani în care polițiști sau jandarmi s-au sinucis la locul de muncă cu arma din dotare. Vorbim de stres, vorbim de acumulare, vorbim de un volum foarte mare de muncă. Sistemul ăsta trebuie să funcționeze, pentru că dacă lăsăm așa, cu siguranță vom ajunge în colaps. Eu sper să vină cu schimbări pe ce înseamnă această stimulare a sistemului pe o salarizare corespunzătoare, pe dotări, pe condiții, pe un climat de muncă corect pentru a fi atrași. Deși la un moment dat se spunea că sunt 100 la poartă care ți-a locul, iată că nu mai vine nimeni în sistem. Da, nu se mai întâmplă asta nici în domeniu, poate foarte puțin încă la medicină. Domnule Slat, totuși, era vorba de o reformă a poliției române, o anunța domnul Predoiu, spunea că s-a început cu Inspectoratul de Poliție Județean de la Constanța. În ce stadiu mai este această reformă a poliției române? Să știți că lucrurile cam stau pe loc. Au încercat să facă încadrări câteva sute de polițiști la Constanța, dar surpriză, nici acolo nu au fost locurile ocupate. Avem în continuare aceleași probleme. Dacă nu se vine cu dotări, cu schimbare legislativă, cu întărirea autorității polițistului, uitați-vă câte ultraje sunt. Tinerii nu mai sunt dorni să vină în poliție, doar acei care doresc să vină pentru vocație, pentru că este o meserie riscantă, cu interdicții, cu incompatibilități. Reforma, cred că mai degrabă a fost făcută așa de ochii lumii, doar să spunem că schimbăm niște lucruri, e ca în Caragia. Să schimbăm pe aici, pe acolo, dar să nu se schimbe nimic. Avem nevoie de o reformă reală dacă se dorește așa ceva, dar ea se lasă cu mult așteptată. Deficitul este mare. Probabil că și în această vară vom avea fel și fel de întâmplări la Constanța. Ce s-a întâmplat la Constanța cu acea reorganizare și cu acel încercare de a se încadra în sistem, 400 de polițiști ar trebui să facă la fiecare inspectorat județean de poliție, pentru că este nevoie de siguranță. Nu suntem o țară atât de sigură, sunt din ce în ce mai multe infracțiuni în societate, tot ceea ce înseamnă mediul economic,
situația socială, economică, face să avem din ce în ce mai multe încălcări ale legii, dar să știți că avem și o problemă de educație aici. Uitați-vă la admiterea la INM. 90% din candidați au picat acele teste psihologice. 25% din elevii din România nu ajung să termine liceul. Mai mult, dacă ajung să termine liceul, 25% din ei pică bacalaureatul. Este și o problemă de educație, este o problemă socială, o problemă economică și lucruri trebuie îndreptate până la urmă, pentru că cu toții ne dorim să îndeplinim acel deziderat al poliției române, siguranță și încredere.